Faci video cu tati când crești mai mare, videouri cu tati? Nu, singură fac. Păi de ce singură? Că o jucăți mare. Păi uite-te la mine și zi așa. De ce o să faci singură? Că așa îmi place mine. Neața! N-am mai făcut de mult un clip de ăsta de genul, dar, na, am început cu fiica mea și când am văzut, frate, că nici copilul meu nu vrea să mă ajute la videouri, frate, pe cine să mai întreb? Cine să mă mai ajute? Oricum, astăzi, fac un nou setup, bine, nu o să-l fac astăzi, pentru că o să dureze câteva luni, pentru că nu am destul timp. Ideea este că am comandat câteva chestii, mi-am făcut o chestie foarte, foarte faină, care încă nu-i gata, o să lucrăm astăzi un pic la ea, o să vedeți imediat. Și o să vorbim despre o pereche de căști cu un suport de căști pe care mi le-am comandat de cum le-am văzut și sunt superbe. O să le vedem și pe alea imediat. Ați văzut la început că mă uitam prin cameră pe ce perete să pun setup-ul nou. Dar după cum am zis, o să dureze ceva timp, așa că până atunci poate se ivește vreun loc mai special, să zic așa. Haideți prima dată să vă arăt căștile și cu suportul, care l-am vopsit și pe ăla că a fost altă culoare. Și după aceea o să trecem la chestia aia altă. Hai! Mă gândeam să fiu șmecher, să-l întorc pe degete, așa ca moneda. Fail. E vorba despre o pereche de căști care arată atât de beton și sunt atât de faine. Din câte am văzut eu și am auzit, sunt unele dintre cele mai bune căști Bluetooth. Acum nu vorbim de cele cu prețuri de alea insane, că nu are rost să discutăm. Prețul acestor căști este undeva pe la 100 de euro. Specificații, vedem aici tot, pentru că de înțeles nu înțelegem nimic, că e tot în chineză. Sunt undeva la nivelul high-end și eu sunt foarte entuziasmat să le desfac, frate, că nu mai am răbdare. Tu, du-te! Înțelegeți ce zic? Deci avem cutiuța în care sunt ele, să o punem aici așa deoparte frumos. În cutia asta mai avem o cutie în care mă gândesc că sunt ceva cabluri și buretele care era lipit și l-am deslipit de inteligent ce sunt, cu capac frumos. Avem manual de utilizare, avem ceva încă o hârtie. Avem un jack, deci uitați-vă puțin cât de premium poate să fie cablul ăsta. Este din ăla foarte fin, foarte moale, ce nu rămâne îndoit, adică nu rămâne tot să tragi de el. Mufele arată foarte premium, nu știu dacă o să vedeți voi, pentru că nu știu dacă face focus că este pe wide. Hai să vedem cum este și USB-ul. Ăsta este un pic mai subțirel, pare mai la kilogram puțin. Și acum, momentul adevărului. Oh my god! Doamne, cât... Deci cât de fain se simt în mână. Aici, după cum vedeți, avem butoanele. Bine, am făcut eu deja niște urme pe ele. Sunt grele, așa, nu știu cum să spun, robuste. Ăsta tot este metal aici. Partea de sus și părțile care îți acoperă urechile sunt de piele. Și am vrut culoarea asta pentru că setup-ul nou pe care o să mi-l fac cu calculatorul nou va fi culoarea lemnului. Așa, o să vedeți voi în alt episod chestia aia. Momentul adevărului. Oh my god! Deci, practic, izolează atât de bine de afară încât îmi aud vocea aici în piept. Practic, aud și afară un pic ce se întâmplă. Că aud că plouă puțin afară, nu știu dacă vă dați voi seama. Dar, în același timp, este închis. Poai, mor de curiozitate să văd cum se aud. Și atât de moale este pielea asta, atât de bine îți stă pe urechi. Feriască-mă, Dumnezeu! Deci căștile astea de la Edifier le am de vreo 3 săptămâni acum, pentru că n-am făcut clipul la început, că am așteptat să vină suportul ăsta ca să fie combo cum ar veni. Sunetul este foarte, foarte curat, basul este relativ
ok, aș fi preferat ca și basul să fie un pic mai puternic, dar ele fiind niște căști care se conectează prin Bluetooth 4.1, probabil n-am făcut bass boost-ul ăla prea mare ca să nu consume bateria mai repede, dar oricum bateria ține enorm la ele, nu pot să spun aproximativ cât, dar oricum peste 20 de ore, garantat. Deci nu sunt căști de gaming, sunt niște căști foarte elegante, după cum vedeți culoarea asta maro și pielea asta impecabilă de pe el, și astea fac parte din setup-ul nou, bineînțeles. De desubtul lor aici, după cum vedeți, avem microfonul, butonul de aprins și de pornit și bineînțeles avem și un cablu jack de 3,5 mm care se conectează la orice vrei tu, la telefon sau la orice, și îți merge direct prin cablu, nu mai are nevoie de baterie, deci este un fel de backup sau na, dacă vrei cu fir, merge și cu fir. Răspuns în frecvență de la 20 de Hz până la 20 de kHz, cu o sensibilitate de 98 de decibeli și nu are rost să vă mai umplu capul cu numere, că nu are rost. Ideea este că arată superb, abia le-am așteptat să-mi vină, se potrivesc perfect cu ideea care o am eu despre setup-ul care o să-l fac. Nu vă spun prea multe pentru că nu vreau să dau spoil, vreau să fie o surpriză când va fi gata, dar mai durează un pic. Bun, acum trecem la partea aia. Aveam eu ideea de foarte multă vreme în minte. Este ceva ce va ajuta la creșterea brandului Chipflix TV. Nu știu dacă o să se vadă, este acolo jos în spate. Sper să se vadă că este camera pe manual și este cam închis pentru că e soare foarte tare afară și na, să nu fie tot explodat pe la mine pe față. În fine, nu mai contează treburile astea. Deci, dacă nu o să vedeți, o să vedeți în birou imediat. Ideea este că mai am un pic de lucru la el, trebuie să-i pun banda de LED-uri, trebuie să-i mai dau o mână, două de bytes, ca să fie cât mai frumos. Abia aștept. Este ceva foarte, foarte fain care pariu pun că mulți dintre voi, în special dacă faceți YouTube și aveți un brand, veți vrea chestia asta. Așa că, hai să vedem despre ce e vorba. Hai să ajungem acasă prima dată, că nu-i safe să conduci cu camera în mână, frate. Asta aici, deci am vopsit-o, scrie Chipflix TV, deci pentru toată lumea care nu știe ce înseamnă logo-ul, ăsta nu e T, deci nu e CTTV, e CFTV, chestia asta de aici este practic de la F, dar un logo nu trebuie să spună neapărat ce este, trebuie să fie un pic mai smart, așa că, acum, e vopsit, e tot în regulă, ceea ce trebuie să facem, îi punem niște LED-uri sub el, bineînțeles, nu, ca să fie mua. Voi m-ați tot întrebat de-a lungul canalului meu, să zic așa, ce și de unde îmi cumpăr eu LED-uri ca să, da, să vă luați și voi probabil, sau eu știu, informații generale. Ideea este că LED-urile sunt de la băieții de la LED Concept, le-am de ceva vreme bună, cu ele nu am pățit nicio problemă. În schimb, am luat de pe OLX, am luat prin alte părți de la Dedeman și așa mai departe, jumătate din bandă nu mai este culoarea care este cealaltă jumătate, deci practic cum e red, blue și green, ba nu mai merge verdele, ba nu mai merge roșu, ba nu mai merge nu știu ce, și efectiv nuanța care este combinația dintre cele trei culori, efectiv nu mai este la fel ca și alte beculețe din banda de LED. Este o nebunie, deci practic sunt locuri unde nu mai poți să schimbi banda sau trebuie, nu știu, te chinui să schimbi banda, de aia trebuie o bandă bună. Deci eu vă recomand LED-urile astea de la băieții de la LED Concept, linkurile la cam aproape orice ce folosesc în clip sunt în descriere, inclusiv căștile, LED-urile, bineînțeles, și ce-o mai fi pe aici, suportul de căști și așa mai departe. Hai să punem LED-urile, să vedem că sunt foarte curios cum arată. Băieții care mi-au făcut chestia asta, este făcută la CNC, o să pun și linkul lor în descriere, deci practic am tot ce vedeți în clipul ăsta, o să găsiți linkurile în descriere. Dacă vreun YouTuber dorește să-și facă chestia asta, cu logo-ul lui sau așa mai departe, linkul este în descriere. Acum hai să punem LED-urile, că nu mai suport. Deci asta este partea de jos. Deci în kit primiți 5 metri de bandă, transformator de alimentare și două seturi de controlere cu telecomenzi. Acum problema va fi că eu trebuie să fac banda asta ovală, adică să ovalizez un pic. Dar pentru asta m-am gândit eu bine dinainte și mi-am luat un pistol cu silicon de ăsta fierbinte, pentru că banda aia nu o să țină. Așa că odată ce am pus capacul o să fie cam greu să schimb LED-urile dacă mi se deslipesc, ceea ce nu vreau, așa că o să folosim chestia asta. N-am folosit niciodată, dar vedem, există un început pentru orice, nu? Ăsta l-am luat de la Jumbo, în caz că unii dintre voi o să mă întrebați, că ați văzut că am întrebat pe Facebook. Da, l-am luat de la Jumbo, în sfârșit am găsit la Jumbo. Mulțumesc cărora mi-au spus.
băgat firele, le-am lipit, le-am rezolvat. Acum a venit momentul să întoarcem asta. Momentul de mult așteptat, bă, băiatule, bă. Oh, cât e de faină, Doamne. Așa, deci cam atât a fost pentru episodul ăsta. Abia aștept să mă apuc, practic. Următorul pas este să fac birou. Setup-ul ăsta va fi foarte clean, va fi foarte puternic și va fi foarte la subiect, să zic așa. Abia aștept, dar v-am spus, aștept zile mai frumoase un pic. Deci vedeți că se asortează. Acum nu știu cum bate lumina, ăsta e puțin mai deschis decât ăsta. Și ăsta e un pic mai lucios decât ăsta, dar se asortează relativ. Restul nu vă mai spun pentru că v-am spus, nu vreau să vă dau spoil, că abia aștept să mi-l fac și să trec și eu în sfârșit să pot să editez 4K cum trebuie, frate, că pe râciurile astea mele care, na, ele arată bine, frate, calculatoarele arată bine, că le-am făcut frumoase, dar sunt cam vechiuțe, frate, ce zic, generația 4, frate, trebuie schimbate, așa că e pe vine. Acum, după cum am zis, linkurile pentru tot ce am făcut sunt în descriere. Dacă vreți și voi să vă faceți logo-ul brandului așa, linkul e în descriere. Dacă vreți să vă luați și voi căștile și suportul pentru căști, sunt de la Banggood, iar LED-urile, dacă vreți ceva de calitate, sunt puțin mai scumpe, dar recomand. Dacă vreți ceva de calitate, băieții de la LED Concept vă vor rezolva toate problemele. 4:20 dimineața, bineînțeles. Trebuie să mă apuc să editez clipul ăsta, ceea ce îmi va lua vreo 4 ore, 5 poate, depinde, încă nu știu să văd filmările, ca să-l pun pentru astăzi, practic să-l vedeți astăzi. Acum, să-mi dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului. Până atunci eu vă mulțumesc că v-ați uitat, dacă v-a plăcut și vreți să vedeți cum va decurge treaba și nu sunteți abonați la canal, abonați-vă, fraților, că e gratis. Ideea este că am auzit că vorbea lumea pe stradă, frate, pe lângă mine. Bă, abonați-vă la Chipflix TV ăla, face numai nebunii, frate, și de-astea. Bă, poate aveau dreptate, știi, gen. Oricum, cam ăsta a fost episodul din Refacem camera de gaming, care practic este primul episod din setup-ul nou, ceea ce încerc să-l construiesc acum și va fi epic. Așa că până atunci, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în următorul clip.